ziua! Avocatul și senatorul Partidului Național Liberal, domnul Daniel Fenechiu, vicepreședinte al Comisiei Juridice din Senat, este astăzi invitatul meu la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Fenechiu, și vă mulțumesc că ați venit în studioul nostru. Am venit cu drag. Parlamentul a votat noul avocat al poporului astăzi, după ce comisiile juridice ale Senatului și Camerele Deputaților i-au audiat pe cei trei candidați. Dumneavoastră ați făcut parte din comisie și ați audiat pe cei trei candidați. Cum vi s-au părut audierile? Nu, audierile au fost formale, datorită faptului că dacă ați urmărit în ultimul timp modul de lucru al acestor comisii care trebuie să facă rapoarte cu recomandări în plen, s-a ajuns la o variantă de las-mă ca să te las. Mai pe românește au fost trei candidați și comisia judică i-a recomandat plenului pe toți trei. Iar audierile au fost extrem de sumare, au fost întrebări destul de simple, de altfel nici nu exista timpul necesar ca să faci niște audieri serioase, pentru că la ora 10 începea și plenul Camerei Deputaților și plenul Senatului, iar audierea a fost programată pentru ora 9. Deci nu poți în termen de o oră să faci o audiere serioasă. Da? Pe de altă parte, adevărul este, și hai să ne ascundem de realități, că în Parlament există o matematică parlamentară, în care nu contează nici audierea, nu contează nici valoarea, ci contează cine te susține. Mai pe românește, dacă PSD-ALDE propunea o mătură astăzi pentru postul de avocat al poporului, mătura era avocat al poporului, pentru că matematica parlamentară, verificată inclusiv la ultima moțiune de cenzură, a arătat că actuala guvernare are majoritate. Dacă avem în vedere și împrejurarea că între actuala majoritate și gruparea lui Ponta a intervenit o înțelegere concretizată prin oferirea unui post de vicepreședinte la ANR, lui Marian Neacșu, fostul secretar general al PSD-ului, care astăzi este unul din echipierii de vârf al lui Victor Ponta, era cât se poate de evident că există deja o colaborare între PSD, ALDE și Pro-România. Ponta, de altfel, ne-a și explicat că cei trei trebuie să fie un singur candidat, dar dacă împart votul, nu ajung în turul 2. Cam încearcă o apropiere, așa. Este evidentă, da? Da. Noul partid. Omul chiar a spus-o, adică nu pot să-l suspectez pe Ponta că n-ar fi spus-o. O face în maniere mai mult sau mai puțin directe, e o chestiune care ține de percepția și capacitatea omului de a înțelege ce vrea, ce este în spatele unor declarații, fie al lui Ponta, fie a celor din PSD, fie a celor din ALDE. Revenind la întrebarea dumneavoastră, au fost doi candidați titrați, indiferent că ne place sau nu ne place nouă celor din opoziție, Renate Weber. Renate Weber a fost trimisă în Parlamentul European de Partidul Național Liberal și nu altă de două ori. Renate Weber a fost consilieră a președintelui Traian Băsescu o perioadă de timp. Renate Weber a fost o activistă civilă în zona dreptului cu oarece rezultate în domeniul ăsta. Ulterior a virat-o spre Călin Popescu-Tăriceanu și ulterior eșecului de a nu accede în Parlamentul European datorită scorului minunat obținut de ALDE, a fost nevoie să se găsească o sinecură și să găsească o sinecură de avocat al poporului. De cealaltă parte era Covaci Peter, care nu a mai fost susținut de Partidul Mișcarea Populară, deși inițial erau de acord cu această propunere. Bun, Mișcarea Populară însemna 15-20 de voturi, da, în ultima instanță. Dar totuși este o schimbare de atitudine? Nu știu exact ce s-a întâmplat. Partidul Mișcarea Populară este un partid care are un filon național puțin mai puternic decât s-ar părea la prima vedere. Eckstein Covaci Peter este un jurist la rândul lui prestigios, a fost și el consilier al președintelui Băsescu, iată că cei doi candidați au vin cam de acolo. Vin de acolo. A fost președintele Comisiei Juridice la Senat, a fost parlamentar, un mandat de deputat și trei mandate de senator. Este o persoană care în momentul de față nu are o apartenență politică și sunt convins că în momentul când s-a luat decizia promovării domniei sale, s-a avut în vedere obținerea votului și voturilor UDMR, care au fost puși într-o situație în care nu puteau să nu voteze cu un conațional de al lor, mai ales că a fost coleg de partid cu ei, a fost deputatul senatorilor 4 mandate și aș putea continua cu elementele de acest gen. Deci a fost o luptă între doi candidați care, fără discuție, erau experimentați, erau titrați. Unul dintre ei a rămas în zona civică și a fost o persoană care nu și-a afectat în vreun fel pozițiile politic, pentru că Eștein Covaci a avut niște poziții consistente
deseori ieșind de sub zona politicului, și Renate Weber, care a început ca o activistă civilă și care ulterior s-a angajat politic în PNL și ulterior în ALDE, și în momentul de față face politica lui Călin Popescu-Tăriceanu, chestiune care este cunoscută, știm votul ei din Parlamentul European când s-a pus problema aplicării articolului 7 pentru Ungaria, știm poziția ei vis-a-vis de condamnarea anumitor manifestări considerate a fi neeuropene în anumite țări vecine, știm poziția domniei sale despre evoluția lucrurilor în România pe legile justiției, deci este o persoană legitimată politică care va fi un bun slujbaș al lui Tăriceanu în funcția de avocat al poporului. Ce vă așteptați să facă primele demersuri în calitate de avocat al poporului? Eu cred că Renate Weber, la experiența ei și la felul în care o cunosc eu personal, are o șansă să surprindă. Pentru că Renate Weber, spre deosebire de alții, nu depinde de politică. Deci este o persoană care în viață a reușit să rezolve o sumedenie de lucruri, dialogând cu oamenii, având puncte de vedere proprii și uneori chiar puncte de vedere împotriva, să zic așa, grupului din care făcea parte. Adică a fost o persoană care și-a permis deseori excese de personalitate, iar un avocat al poporului care să-și permite excese de personalitate, în sensul bun al cuvântului, este ceva de dorit. Ca să vă răspund la întrebarea ce cred eu că urmează să facă, vreau să vă spun că am citit raportul fostului avocat al poporului, de tristă amintire, îmi place mie să spun, Victor Ciorbea, care ne-a explicat că el în cei 5 ani de mandat a apărat drepturile și interesele legitime ale cetățenilor și a evitat pe cât posibil să se bage, citez, în zonele în care decizia era politică și argumentele scrise erau politice. E foarte comod această abordare, pentru că din punct de vedere al unei, nici nu știu cum să-i spun, al unei evaluări primare, orice act emis de guvern, da, și mai aici mă refer la ordonanțe în principal, da, are un profund caracter politic și de foarte multe ori satisface niște necesități pe care un partid aflat la guvernare crede că le au cei din electoratul partidului respectiv, cei din nucleul partidului respectiv, cei din conciliul partidului respectiv. Iar o mare parte din ordonanțele emise de cele trei guverne Dragnea de până acum au fost date în scopul rezolvării unor de probleme care erau de foarte multe ori de partid. Atât în materia codurilor penale, cât și în materia organizării justiției, cât și în materie administrativă. Și atunci e foarte comod să spui, bă, nu mă bag că e o problemă politică, PNL și restul din opoziție o atacă pe criteriul politic, fără să vezi că pe lângă criteriul politic care ne poate despărți, există și drepturi și libertăți fundamentale care sunt încălcate. Pentru că accesul la justiție, o justiție corectă, răspunderea în materie penală, modul cum se judecă anumite cauze, promovările și așa mai departe, sunt lucruri care interesează deopotrivă întreaga societate. Orice român cred că își dorește să aibă acces la un sistem de justiție corect și modern, în care se poate avea încredere în ultima instanță. Ori dacă acolo se întâmplă niște lucruri care se fac pentru Dragnea, pentru Bâlcov, pentru nu știu mai cine, e cât se poate de evident că românul își dă seama că aia nu e o lege pentru el. Și atunci nu poți să-mi spui mie, tu, avocat al poporului, că bă, nu o să o atac pentru că e o problemă între Dragnea și Orban. Pentru că nu e o problemă între Dragnea și Orban, e o problemă între Dragnea și poporul român. Că nu o să dea nimeni o lege pentru dumneavoastră, da? Nu vine cineva să spună, dăm o lege pentru Marina Angheluș. Ei, pentru Dragnea s-au dat legi. Pentru Dragnea, dar vă așteptați să se schimbe ceva odată cu venirea lui Renate Weber, dar dânsa, cum spuneați, vine dintr-o zonă politică. Vine dintr-o zonă politică, dar anterior, cu zonei politice. A avut o zonă de ONG, a avut o zonă civică. Eu sper, n-am niciun argument altul decât... Dar cineva spune că dacă nu cunoști trecutul cuiva, e greu să te pronunți asupra viitorului. Eu sper ca lucruri din trecutul doamnei Weber, cândva domnia sa fiind o activistă destul de importantă pe zona drepturilor omului, să se regăsească în activitatea ei de avocat al poporului. Sper din toată inima. Mai mult decât să am speranță, nu pot. Dacă mă gândesc că a propus-o altă, ar trebui să fiu dezamăgit. Însă mă gândesc că vă spun, ceva o va determina să-și facă treaba. Da, premierul Viorica Dăncilă a anunțat marți, ieri, practic, adoptarea prin ordonanță de urgență a codului, a noului cod administrativ.
care este urgența? Spuneam că nu mai dăm ordonanțe de urgență, dar nu, iată că avem una chiar recent. Nu există nicio urgență. A fost de altfel una din întrebările care a fost adresată doamnei Renate Weber. Dacă ar fi avocat al poporului, dacă ar ataca, a întrebat-o, nu știu, sau cred că Nelu Cupșa a întrebat-o, colegul meu liberal din Comisia Juridică, Nelu Cupșa, avocatul Cupșa, a întrebat-o, doamnă, unde e urgența? Și la care nu te vrea să mai... Păi urgența se apreciază în raport de criteriile care justifică urgența, da? În lucru și a spus, din acest cod administrativ dat pe care de ordonanță sunt o sumedenie de capitole care se aplică mai în timp. Adică unele peste unul, altele peste două, altele peste mai multe vreme. Unde e urgența dacă amâni aplicarea unor? Și atunci a dat un răspuns foarte politic în care a spus că trebuie analizate și că, mă rog, domnia asta n-a apucat să o analizeze pentru că nu i-a cerut nimeni acest lucru. Și nu poți să emiți un punct de vedere fără să analizezi în profunzime un anumit tip de document. Nu există urgență din perspectiva românilor, dar există o urgență din perspectiva Congresului PSD. Pentru că va avea loc sâmbătă chiar. Pentru că doamna Dăncilă are nevoie de susținerea să zic așa, poporului PSD-ist și mai ales a șefilor poporului PSD-ist, care sunt președinți de Consilii Județene, care sunt primari, care sunt cu anumite poziții în administrația publică locală, iar această ordonanță privind codul administrativ rezolvă pensiile primarilor și pensiile președinților Consilii Județene și, practic, rezolvă una din problemele care au preocupat dintotdeauna suprastructura PSD-istă. Deci, practic, îi plătește, dacă sigur, aș putea să sigur, spun așa. Sigur, mai mult plătește și unii care sunt din alte partide. Da? Că beneficiarii sunt și din PNL, hai să ne înțelegem, și din UDMR, și din PMP. Deci toate partidele, și din ALDE, care au primari și viceprimari și președinții Consiliului Județene și președinții Județene, sunt beneficiarii acestei ordonanțe. Da? Are de gând PNL să facă ceva? PNL cu siguranță o să exercite toate căile de atac posibile. Din păcate, la momentul ăsta, fiind ordonanță, este foarte greu să faci altceva decât să aștepți. Ce poți aștepta? Poți aștepta legea de aprobare pe care poți să o atași la Curtea Constituțională sau poți să aștepți un litigiu în cadrul căreia să invoci o excepție de neconstituționalitate. Deci astea sunt cele două opțiuni pe care le PSD-ul. Și evident, demersul pe care le are PNL-ul și evident, demersul pe care îl facem în mod constant și care la domnul Ciorbea a devenit un obicei să-l facem și un obicei al lui să nu-l intereseze ce facem noi, o să-i facem o serie de petiții doamnei Renate Weber, proaspăt aleasă, în care o să explicăm că, în opinia noastră, acest cod administrativ ar trebui supus controlului Curții Constituționale și că noi, pentru motivele pe care le vom arăta, care sunt foarte multe, îi cerem să se sesizeze Curtea Constituțională cu aspectele pe care noi le ridicăm din perspectiva neconstituționalității codului administrativ. Pe lângă codul mult mai amplu, am putea discuta, am face o emisiune doar despre cod. Dar mai e un lucru foarte important. Deciziile patrimoniale se iau cu 51%, nu se mai iau cu două treimi, da? Mai este o prevedere foarte interesantă că îl obligă pe președinte să se pronunțe asupra nominalizării unui ministru în termen de 10 zile. Da? Mai este o posibilitate care e o prevedere expresă că poți ocupa o funcție ministerială chiar dacă ai fost condamnat sub condiția reabilitării. Deci sunt o sumedenie de șopârle introduse în acel cod administrativ care vor genera destul de multe discuții și ne vor face ca în loc să discutăm despre cum facem o autostradă, cum construim un spital regional sau zonal, cum facem o cale ferată de mare viteză, cum reabilităm niște școli, cum modernizăm învățământul, să discutăm despre niște lucruri care încep să devină extrem de puțin interesante pentru românul de rând, care după 30 de ani de zile constată că a fost mințit din toate direcțiile și că politicienii găsesc suficient de multe motive să certe, dar foarte puține rațiuni ca să facă ceva pentru populația. Încearcă și o constrângere a președintelui, cum spuneam, pe numirile de... Da, încearcă și o constrângere, este o veche meteahnă PSD-istă. Adică a văzut că în ultima perioadă... Eu cred că PSD-ul s-a resemnat că după Ion Iliescu nu o să mai aibă alt președinte multă vreme. Și atunci cred că ar fi în stare să desfințeze funcția de președinte, dacă nu pot să o desfințeze, că e prevăzută în Constituție, să o limiteze la minim. N-am niciun dubiu că asta este încercarea lor. Referendumul a arătat că președintele se bucură de o importantă susținere.
probabil că alegerile din toamnă, iarnă, de prezidențiale, vor arăta că românii sancționează în continuare PSD-ul și la cum arată lucrurile acum, n-am niciun motiv să mă îndoiesc că Klaus Iohannis va merge triumfal spre al doilea mandat. Și poate că PSD-ul va învăța ceva și după experiența prezidențialilor pentru alegerile locale din iunie sau... Pare că după europarlamentare nu prea a învățat mare lucru. Păi, da. Nu știu dacă putem să învețe mare lucru aici. E bine să fim și foarte analitici pentru că, în general, deci PSD-ul a suportat două zile, 26 și 27 iunie, două șocuri. Primul șoc a fost pierderea alegerilor într-o manieră greu de crezut. Mai. Da? 28 mai, pardon. Al doilea șoc a fost condamnarea lui Liviu Dragnea. Deci tătucul Partidului Social Democrat, omul în jurul căruia se centra întreaga politică, care știa toate jocurile, care avea toate ecuațiile, da? S-a dus la închisoare. Și atunci, în PSD, fără discuție a început, o discuție. O căutare a tătucului. Ne reformăm sau ne așezăm ca să vedem cine pe cine reformează. Și cum instinctul de conservare spune că înainte să ne reformăm trebuie să stăm bine pe scaun, să avem echipa noastră acolo, evident că au preferat întâi să se așeze bine pe scaun și ulterior să vadă ce au învățat din alegeri. Ori așezatul pe scaun se va face probabil după congresul care are loc sâmbătă. Credeți că se vor... Am înțeles că sunt mai multe tabere acolo. Se va ajunge la o înțelegere? Se va... În fiecare partid sunt mai multe tabere. Deci faptul că împezesc mai multe tabere nu e un element surprinzător. Va prelua Viorica Dăncilă în partidul? Eu cred că da. Și în PNL sunt mai multe tabere. Și în USR sunt mult mai multe tabere. Și în UDMR sunt tabere. Adică cine spune că într-un partid nu există tabere, da? E o persoană ipocrită și o persoană care nu spune adevărul. Ce înseamnă în ultima instanță tabără? Înseamnă că are un anumit tip de afinități și un interes comun. Da? Sau o părere diferită poate de conducere. E mai puțin. În politică se lucrează cu interese în general. Eu sunt chestiile principiale, că știți, mie îmi plac femeile blonde, dumneavoastră îmi plac cele brunete. Și clasificarea e pur și simplu din perspectiva criteriului estetic, nu. Acolo lucrurile sunt pragmatice, sunt pe interese, sunt pe poziții în partid. Bine, sunt și pot fi și pe principii de guvernare, pot fi și pe politici care să fie aplicate. Dar cel mai important lucru este ca să poți aplica o politică, trebuie să fii pe poziția în care să poți să o aplici. Adică noi doi putem în acest platou să stabilim cea mai bună politică. Da? Dacă nu o să putem să o aplicăm niciodată, rămâne o discuție filozofică. Putem conveni că e cea mai bună. Da? Dar ea trebuie să ajungă să fie aplicată. Iar pentru a fi aplicată, unul din noi doi, da, trebuie să ajungă undeva. Și atunci noi doi, ca fiind o echipă, stabilim cine stă mai bine, Marina sau Daniel. Dacă constatăm că tu stai mai bine ca mine, suntem echipă, eu te susțin și interesul meu este ca să te susțin pe tine ca să putem promova politica respectivă, ideea respectivă. Dacă nu e invers, da? În niciun caz, dacă vreau să promovez acel tip de politică, nu o să susțin pe cineva care susține o altă politică, pentru că politica pe care o susțin nu va putea fi promovată. Și așa este în orice partid politic. E foarte adevărat că între aceste grupulețe, grupuscule, echipe, la un moment dat se naște un anumit tip de convergență, pentru că un anumit tip de politică se îmbrățișează cu alta, ele pot fi corelate și se creează grupuri mai mari. În PSD, în momentul de față, problema nu este de politică, nu este de principii, nu este de politici. Este pur și simplu de cine prinde ciolanul PSD. Pentru că PSD este un partid la guvernare, este un partid care are resurse, este un partid care împarte resurse, iar cine va veni la șefia PSD-ului este o persoană care se va impune peste ceea ce înseamnă structura PSD. Pentru că m-ați întrebat dacă rămâne Dăncilă. Păi, pentru PSD este vital în momentul de față să rămână la guvernare. Pentru că un PSD picat în opoziție va intra într-o degringoladă, din care nu știu dacă se poate salva. Pentru că faptul că au o existență de 29 de ani nu e o garanție că merg mai departe. Pentru că acolo sunt o serie de probleme, da? Sunt baroni care sunt cerați între ei, sunt baroni vechi, sunt baroni noi, ca să nu spun ciocoi vechi și ciocoi noi. Sunt intelectuali de stânga, sunt idealiști în PSD. Deci există un cocktail format din tot soiul de personaje
care sunt legate mai puțin ideologic, cât sunt legate de faptul că sunt parte la guvernare, care oferă niște posibilități, în care atât timp cât stai acolo și nu deranjezi și vezi de treabă, ai acces la niște resurse, ai acces la niște poziții. Și asta e lucrul cel mai important. În spatele fiecăruia sunt oameni care au așteptări. Da? Și atunci Viorica Dăncilă, care e primul ministru al guvernului, este un personaj foarte important. Pentru că astăzi, din toate perspectivele, toți au nevoie de Viorica Dăncilă. Premierul este un personaj extrem de important. Și atunci, a pune un alt președinte de partid în locul lui Viorica Dăncilă, da? Generează un risc ca guvernul Dăncilă să aibă un anumit tip de probleme. PSD-iștii care sunt foarte pragmatici realizează că pentru tot PSD-ul, Dăncilă este totuși cea mai bună soluție. Pentru că este persoana cu resursa. Persoana care împarte, persoana care controlează aparatul de stat și persoana care, cu ajutorul căreia, pot să-și satisfacă toate interesele lor. Mai poate da o ordonanță? O ordonanță, mai poate da o finanțare, mai poate da la un primar niște bani, la altul poate să nu-i dea. Mă rog, deci sunt lucruri pe care românii le știu extraordinar de bine. Pe final, aș vrea să discutăm și despre ultimele schimbări din Partidul Național Liberal și mă refer aici la PNL București. Violeta Alexandru este noul președinte interimar, da, în locul lui Cristian Bușoi. Este o variantă mai bună, Violeta Alexandru, decât Cristian Bușoi? Doar alegerile sunt instrumentul pragmatic și corect care poate să dea un verdict în legătură cu un anumit tip de alegere. Orice partid politic este o organizație, o structură care funcționează pe niște reguli, pe niște delegări și pe niște asumări. În fruntea Partidului Național Liberal să găsești un președinte, în fruntea oricului alt partid, da? Ludwig Orban. În momentul în care vechea conducere a Partidului Național Liberal, Organizația București, a făcut pasul în spate, dându-și demisia, biroul executiv l-a mandatat pe Ludwig Orban să găsească o soluție pe care să o prezinte în termen de 2 săptămâni. Evident că în spațiul public au apărut o serie de speculații că cel mai bine clasat ar fi Rareș Bogdan, că Rareș Bogdan ar fi soluția, că Rareș Bogdan condiționează desemnarea domniei sale de o mână liberă în a numi pe căprării oameni în partid, adică președinții de organizații de sector și secretarul general. Și de aici o întreagă discuție. Orban n-ar vrea să-l pună pentru că... Bun, acum eu trebuie să fac 2-3 precizări înainte să dau un verdict personal. Dacă cineva îmi propune să preiau o organizație, mi se pare firesc ca într-o situație de genul ăsta să am pretenția să pun eu oamenii cu care vreau să lucrez. Pentru că mă duc la un proiect în care trebuie să obțin performanță. Iau PNL-ul de la 16%, 17%, da? Și trebuie să mă bat cu SR-ul, să-l duc undeva sus ca să maximizez șansele pentru alegerea președintelui Iohannis și pentru alegerile locale și parlamentare. Am 3 cicluri de alegeri, da? La termen din 6-6 luni. Și atunci, dacă mă pui președinte pe București, nu fac experiențe. Nu încerc să lucrez cu cineva pe care nu-l cunosc. Am cunoscut în campanie și în activitatea jurnalistică un număr de oameni și cred că cu ei aș putea face treabă. Imaginea mea, toate bune și relația cu Orman. Da? Deci nu cred că Rareș, dacă a pus aceste condiții, că n-am asta la discuții și nu pot să vă confirm, ar fi greșit. A apărut și o declarație a lui care a confirmat. Pe de altă parte, Rareș Bogdan este europarlamentar. El a declarat că își dorește să servească România la Bruxelles, da? Că va fi atent la ce se întâmplă este în țară. Este și șeful liderilor. Este liderul parlamentarilor, europarlamentarilor român de acolo și din punctul ăsta de vedere era necesară o discuție între Orban și Rareș în legătură cu viitorul Organizației București. Din perspectiva faptului că Rareș avea foarte multă susținere. Eu n-am de unde să știu dacă acea discuție a avut loc sau nu. Orban ne spune că vorbește de 3 ori pe zi cu Rareș. Rareș confirmă că discută cu Orban. Poate că discuția a avut loc. Poate ei doi au convenit că nu e momentul să vină Rareș. Nu știu, mă gândesc că niciun din doi n-a tranșat această problemă. Și atunci, în ipoteza în care cei doi ar fi convenit că cea mai bună soluție astăzi, în momentul ăsta, n-ar fi Rareș, da? Din motive care mie pot să-mi scape. Nu știu care e proiectul Ludovic pentru București. Nu știu care sunt etapele în care se încearcă o anumită schimbare la nivelul organizației. Nu știu exact. Eu fac parte în Organizația Bacău, sunt vicepreședinte de acolo, deci chiar nu cunosc atât de fidel Pomeanului București, era nevoie de un președinte de organizație. Și a fost propusă Violeta Alexandru. Violeta Alexandru e o fată minunată, da?
O persoană este cu foarte chiar bun... consiliera e foarte bun PR. Asta a fost ministrul al dialogului social, guvernul Cioloș, mă rog. Are o bună apetență spre zona de USR, că noi avem o problemă în București cu concurența cu USR-ul. E o realitate, da? Deci Violeta vine din zona aia, e o persoană cu o capacitate de muncă extraordinară. Eu m-am întâlnit cu ea în campania din țară, m-am întâlnit cu ea peste tot. O putere de muncă extraordinară, am văzut că Arad, Bucureștiul, în stânga, în dreapta, am văzut că în sectorul nu a văzut fiecare bloc, a stat cu o grămadă de asociații de proprietari, cu cetățeni cu probleme. Deci e o persoană care este dispusă să muncească. Acum, că va reuși sau nu, e un pariu pe care Orman și-l asumă și pe care îl decontează. Pentru că, în ultimă instanță, a fost propunerea lui, iar ca președinte de partid trebuie să îți asumi anumite responsabilități, pentru că lumea are nevoie de decizii curajoase de la tine. Eram în situația în care aveam 17%. Da? Aia nu pot spune că nu existam în București, dar când te crezi că Lucrurile avea 40 și ceva, era clar că trebuia făcut ceva. Și mă gândesc că poate Violeta, pe lângă puterea de muncă, pe lângă faptul că e o persoană onestă, pe lângă faptul că e consilier al lui Orban, pe lângă toate lucrurile respective, s-a avut în vedere faptul că beneficiază de un capital de încredere și din partea unui electorat care, la ultimele alegeri, a votat cu USR-ul. Care, probabil că având de ales între liderul USR și un PNL București condus de Violeta, s-ar putea ca unii să vireze spre PNL București, pentru că Violeta a fost o persoană extrem de respectată și o persoană care e în stare să genereze proiecte. Acum, n-am niciun dubiu că în ipoteza în care Violeta redresează organizația, tot vor spune că Violeta e mai bună ca Rareș. Dacă nu o va face, vor spune că Rareș e mai bun ca Violeta. În ultima instanță, e o problemă de decizie, e o problemă de asumare și o problemă de muncă și de vot. Nimeni nu poate da niște răspunsuri. Pentru că dacă privești din cheia a ce ar trebui să facă un europarlamentar care e șef de delegație, ai putea ajunge la concluzia că era foarte greu pentru Rareș, da, să conducă Bucureștiul de la Bruxelles și Strasburg. Nu spun că nu există europarlamentari președinți de organizație, dar... mai ales aflându-se la primul la mandat... La PNL cred că singurul este Buda, care cred că a fost șef la Cluj, dacă mai este și astăzi, cred că este și președinte la Cluj. Da, la da. PSD știu că la Galați le-au Nica... Care a fost și liderul, care a fost și liderul de grup PSD-ului. Și cam atât, adică nu prea e o practică ca europarlamentarii să fie șef de organizații. Bun, excepții există, da? Mai ales într-o organizație unde trebuie să faci treabă. E greu să... spus, bine, poate că era suficient să activeze foarte bine acolo și ar fi crescut prestigiul lui și activitatea lui de acolo ar fi însemnat, să zic așa, un magnet de voturi. Poate nu. Eu cred că Orman și-a făcut temele, așa îmi place să cred, și cred că lucrurile astea le vom vedea, pentru că în curând... Iată, peste 3 luni. Bun, în curând vor începe sondajele de opinie, în curând vom vedea dacă PNL-ul se mișcă în București, pentru că, ca să-ți dai seama de evoluția unui partid, nu trebuie să aștepți. Alegerile sunt barometrul cel mai fidel, dar barometrele intermediare există. Vezi fluxurile de membri, vezi reacțiile publice, vezi implicarea în diverse proiecte care se fac, despre care nu se știu foarte multe lucruri. Un partid de foarte multe ori face multe lucruri care nu se văd în spațiu public, dar care permit liderilor respectivului partid și respectivului organizații ca să aprecieze cum sunt văzute politicile pe care le promovează, anumite idei, anumite poziționări. Sunt lucruri care, pornind de la o banală plimbare a leadership-ului în organizații prin parc sau printr-o zonă aglomerată, până la diverse acțiuni micro sau mai mari, da? Îți permit ca să sondezi foarte bine reacția electoratului în general și a electoratului liberal în special în legătură cu ceea ce vrei să vezi. Domnule Ferenchiu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi. Vă mulțumim!